Bună seara, bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferința de presă la finalul partidei pe care echipa noastră a câștigat-o pe teren propriu cu scorul de 2-1 în fața formației FCSB. Alături de mine, antrenorul principal al Universității, domnul Davis Mancea, va spune câteva cuvinte legate despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Mister. Da, în primul rând, condolianțe pentru familia Ilie Balaci. Acesta este important. Eu cred că azi am castigat, doar eu cred că el a castigat acest meci. De ce? Pentru că atmosfera, pentru că, ok, a fost cu noi joi seara, am vorbit de fotbal cu mine, cu băieții mei, a transmis ceva, e normal, eu cred așa. A fost puțin ciudat că golul FCSB-ului a venit în minutul 8? Da. Aceasta este, nu știu ce se întâmplă sus. Am ratat penalti în minutul 88. Așa. Ce s-a întâmplat cu echipa la pauză? Prima repriză. Eu cred că am schimbat. Ok, știi că pentru noi cu FCSB, eu pot vorbi de anul trecut. Înainte nu. Anul trecut în Severin, gol imediat. În Bucarest, la fel. Am luat gol imediat. N-a fost simplu în prima repriză. Nu am jucat bine. Este clar. În repriza, în pauză am vorbit calm, jucam fotbal, aceasta este important, jucam fotbal. Ok, am schimbat ceva în poziție, 1-2 giocatori. Eu cred că repriza a doua a fost ok. Vă felicitați că l-ați adus pe Colici? Nu. Colici este un jucător bun, da. Ba, eu cred că avem o echipă bună. Am castigat acest meci după 16 ani. Eu cred că e bine. Băieții merită felicitări. Știți că l-am și FCSB-ul pe Colici? Da, este aici. Este bine că este aici. Cât de importantă e victoria asta pentru lupta și chiar și pentru lupta la titlu, pentru că ați reintrat. Eu cred că va fi important pentru mentalitatea noastră. Pentru că acum, eu cred că am înțeles că putem juca contra această echipă. Înainte a fost tot timpul un puțin complexat din acest meci. Acum, eu cred că pentru această rezonă este important. Sunteți o favorită pentru lupta la titlu? No. Repet, pentru mine, acum este important, ok. Azi este ok că am castigat meci. Mâine, cel mai important este Giurgiu. Pentru că în acest an, eu cred că este foarte important continuitate. Continuitate nu este castiga. Poteste, castiga, egal, castiga, este important, foarte important continuitate pentru mine. V-a surprins la pauză că FCSB l-a fost pe Tănase? Nu știu, pentru mine FCSB, problema a fost că după primul gol, riscul pentru noi a fost contra-atac, pentru că de are Man, Tănase, Coman, Niaure și după Muruțan. Pentru mine, Tănase este un jucător foarte bun. Muruțan este un jucător foarte bun. Este un jucător bun. Da, cu personalitate. Cu personalitate, da, a intrat, eu cred, foarte bine. A intrat bine. Da, acest tip de jucători are calitate e qualche volta si prendono qualche rischio. Uneori și au ceva riscuri, și asumă ceva riscuri. Dobbiamo cercare di rischiare e di non sbagliare, però.
trebuie să încercăm să riscăm, dar să nu greșim. Mintiță, poate n-a fost în avele lui, n-a făcut cum cel mai... Nu, 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 pentru mine a jucat bine, a jucat intru echipa, acesta este foarte important, a lucrat pentru echipa, a jucat pentru echipa. Mitrița, cum e? Pentru mine a jucat foarte bine copilul, a jucat foarte bine. Mihaila. După 23 de ani a scos pe podium, după 25 de ani în trofeu, după 16 ani a bătut Steaua. Și de când n-a mai luat Steaua la campionatul? Eu sper că putem lupta pentru ceva în acest an. Știi că nu mi place, dar eu sper că putem lupta. Cum planificați programul zilelor următoare, ținând cont și de... Da, nu, acum, după meci, este importantă victoria, acum este importantă Giurgiu. Acum, cantonament. Acesta este cantonament. Vineri, Giurgiu. După marți, turnul Magurele. Vineri, acest este dificil pentru că jucăm marți și vineri, nu este simplu, dar acesta este programul nostru în acest moment. Eu cred că vom utiliza totul lotul. A fost de amor o clipă de faptul că jucătorii vor primi vestea morții lui Ilie Pala cealaltă și se va simți asta și pe teren? Nu, pentru că am vorbit azi în hotel, nu. Am fost sigur de această atitudine. Am fost sigur. Nu pot, că am fost sigur. Castiga, nu. Dar de această atitudine am fost sigur. S-a împăcat echipa cu publicul, cu acest prilej? Da, mai eu cred că echipa este împreună cu suporterii. Ok, tot timpul vrem să castigăm tot meciul, dar nu este simplu. Posibil, da, dar nu simplu. Puteți să ne spuneți ce v-a spus Ilie Balac ultima oară? Am fost cu el joi seara. M-a zis trebuie să fii foarte încrezător în această echipă. Calm și încrezător pentru că ai giocatori buni și echipa joacă un fotbal foarte bun. Așa. Erați împreună cu echipa în această dimineață când ați primit vestea? Da. A fost după sedinta a 11, Doki a venit m-a zis acesta. Am decis de vorbi cu jucători. Nu a fost simplu, sigur. Ok, particolare. În particular pentru jucătorii romani, normal. Mitrița, tutti giocatori toti, dar în particular pentru jucătorii romani. Mai sunt întrebări? Dacă nu, vă mulțumim. Mulțumim.